precedată de o paradă a participanților în fața Teatrului Vianu și pe artera pietonală Mircea cel Bătrân, prima ediție a festivalului concurs de dans Cupa Dunării s-a derulat la Giurgiu pe 26 octombrie. La manifestare au luat parte peste 200 de participanți din toată țara. Printre aceștia, în vârstă de doar 7 ani, proaspăta vicecampioană mondială din 2013 Croația la proba de Dance Open Amalia Petre. Organizatorii concursului au fost plăcut surprinși de prezența trupelor de dansatori din Ruse și Vrața, Bulgaria. Festivalul Național de Dans Cupa Dunării se află la prima ediție. Organizatori sunt Asociația Culturală pentru Copii și Tineret Millennium Art, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Sala este neîncăpătoare, sunt peste 200 de participanți din toată țara și din Bulgaria, avem invitați din Ruse și din Vrața. Pe scena Teatrului Giurgiuvean, participanții la concurs au evoluat pe categorii de vârstă, individual sau în grup. Vor evolua în concurs la categoria de dance show dance, vor fi solo-uri, duete, triouri, grupuri, ansambluri, au foarte multe emoții dansatorii și le urăm mult succes și sperăm să fie toată lumea mulțumită și să iasă învingător. Orașul nostru a fost reprezentat în concurs de trupa Asociației Culturale Millennium Art, al cărei președinte este Flori Iordache, și cea a Școlii Generale numărul 2 Mircea cel Bătrân. Ceilalți participanți au venit din București, Râmnicu Vâlcea, Caracal, Pitești, Craiova, Techirghiol, precum și din alte localități din țară, dar și din Ruse și Vrața. În exclusivitate pentru TV Giurgiu, una dintre cele trei componente ale juriului, Alina Cimpoieru, a caracterizat în câteva vorbe competiția de la Giurgiu. Au fost copii buni și foarte buni, au fost și copii mai slab pregătiți, prin urmare, premiile au fost în funcție de evoluția din această zi pe această scenă. Toți participanții la concursul festival au primit medalii de participare. Tot medalii au primit și organizatorii și coregrafii trupelor prezente la eveniment. La categoria 6-10 ani, marele trofeu a fost atribuit clubului sportiv David Dance București, iar locul întâi a fost ocupat de Amalia Ioana Petre de la NG Dance Studio Techirghiol. Pentru categoria 11-14 ani, trofeul a revenit celor de la Solo Dance Impulse Ruse Bulgaria, iar locul întâi Cristinei Badea NG Dance Techirghiol. În fine, la categoria peste 14 ani, Cătălina Militaru de la Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova și-a adjudecat trofeul, iar locul întâi i-a revenit Andreea Enache de la Asociația Județeană Sportul pentru Toți Olt.